Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Dragilor, astăzi o să atingem o temă sensibilă și foarte controversată și rugămintea mea este să nu criticați foarte tare ceea ce o să scot eu pe gură, dar după cum bine știți, eu tot timpul ceea ce am simțit și cu inima și cu creierul, întotdeauna mi-am expus gândul și cu atât mai mult ceea ce urmează să zic nu este pentru toate site-urile care din orice scot eu pe guriță, îi fac știi și acolo dita mai... Nu e despre asta. Rog, site-urile, încercați. Nu faceți despre asta știri, oricum faceți în fiecare zi. Știți foarte bine atitudinea mea față de Igor Dodon și tot timpul am fost anti-Igor Dodon și trebuie pedepsit pentru tot ce a făcut pentru țara aceasta, dar din punctul meu de vedere, știți foarte bine atitudinea mea și relația mea cu mama, am zis-o, mama mea e icoană sfântă și cu siguranță pentru fiecare copil trebuie să fie această regulă și viceversa. Pentru mama copilul este... Trecem direct la subiect. Văzusem ieri pe mama lui Igor Dodon, a dus-o la poliție, mai scurt, nivajna. Și acolo au protestat femei care au înjurat-o. Eu nu zic că ea nu este vinovată, dar eu zic un singur lucru. Fiecare mamă în lumea asta, în cazul în care copilul ei o să greșească sau o să facă ceva, o să încerce să-l apere, pentru că asta este un lucru normal și firesc. Da, că ea trebuie pedepsită, asta este un lucru la fel firesc, dar de asta trebuie să se ocupe, bineînțeles, poliția, oameni competenți, nu alte lălâi care vin și strigă în gura admare. Și eu bag mâna în foc acum cu orice mamă, copilul ei să greșească, să ucidă pe cineva, orice nu s-ar întâmpla, mama oricum o să încerce să-l protejeze. Așa că, dragi, doamna, cum, Olaru, nu știu dacă aveți copii sau nu, dar dacă... Copilul dumneavoastră ar fi greșit, cu siguranță, ca mamă, n-aveți cum să nu-l apărați. Vă rog frumos, nu încercați să mă hituiți cu riscul de a primi iarăși mesaje, că am fost plătit de către cineva, că oricum, pentru unii, ce nu aș face eu, oricum sunt de căcat și sunt o persoană care nu promovează valori și care pur și simplu stă și grăiește prostii pe internet. Nu este despre asta, dar încă o dată zic, mama, în firea lucru, asta e natura, e făcută ca o mamă să-și apere copilul, punct, și să bucure de succesele lui, sau să-l ocolească, ocrotească când e otupit grav. Când cineva greșește, indiferent că-i bărbat, femeie, că-i mamă, că-i tată, se ocupă persoane competente. Doamne, eu mă scuzați, dar doamne ferește, s-a pus cineva să facă în halul ăsta, să-și bată joc ca asta, dar pe bune. Încercați să fim totuși oameni, să lăsăm oamenii competenți să ocupe de chestii. Și dacă este vinovată, să fie pedepsită la greu, conform legii. Dar unii oameni trebuie duși la psihiatru, la psihușcă, la vorba aceea. Și nu au avut de înțeles și am scos eu pe gură un înțeles. Și nu au avut de înțeles, nu au înțeles și nu o să înțeleagă niciodată. Așa că mă scuzați pentru cei care nu mă înțelegeți ce și fac, cum mănânc, unde mă duc. Viața, eu am așa... Direcția mea e că înainte. Pe mine mă interesează și acolo, și în spate, gata, la revedere, pa, nu mai contează. Vă pup, aveți grijă de mamele voastre, nu scuzați-mă, eu aseară am văzut știrea și eu m-am culcat și două ceasuri n-am putut să adorm, pentru că la mine în imagine era doamna respectivă și tot ce se întâmpla în jur. Și eu zic, Doamne ferește, se întâmplă cu mama mea așa ceva, eu nu știu ce aș face, cred că... Mă rog, de mă iartă de v-am greșit. Rog, site-urile, nu mai faceți, lăsați că am zis eu aici, se o, bieșunic, fac, gata, toate site-urile, știri, Emilian Căsu, nu știu ce o zis. Eu înțeleg că se... Eu la mult în viața asta, mă putem aștepta, dacă să nu pot dormi vreo câteva ori la rând din cauza doamnei, nu știu cum o cheamă, zis, mama lui Igor Dodon, eu nu m-am așteptat niciodată în viață. Pur și simplu, tema mamei, spune-mi, este tabu! Biețelor, oh! Iubiți de voi! Oh, iubiți! Și entuziasmați-mi de voi! Iubiți, люблю, любую! Да? Eu bag mâna în foc acum cu orice mamă, copilul ei să greșească, să ucidă cineva, orice nu s-ar întâmpla, mama oricum o să încerce să o protejeze. Așa că, dragi, doamna... Eu n-am pus-o așa. Eu nu am pus-o așa.